Marea Neagră. Pare calmă, senină, un loc cu plaje și valuri blânde, dar sub suprafață o putere ascunsă se agită. Scoarța terestră este activă aici, mișcându-se, schimbându-se. Această mișcare poate provoca cutremure, iar cutremurele sub mare pot dezlănțui o forță terifiantă, tsunamiul. Tsunamiurile nu sunt simple valuri, sunt pereți de apă, impunători și neobosiți. Pot călători mii de kilometri peste oceane, purtând energia cutremurului care le-a dat naștere. Și când ajung la țărm, pot aduce o distrugere de neimaginat. Marea Neagră poate părea mică în comparație cu vastul Pacific, dar nu este imună la amenințarea tsunamiurilor. De fapt, istoria șoptește despre evenimente trecute, mementuri că furia pământului poate lovi chiar și în locuri aparent liniștite. Cu secole în urmă, înainte ca instrumentele moderne să înregistreze tremurăturile pământului, oamenii se bazau pe semnele naturii și pe poveștile străvechi pentru a înțelege fenomenele naturale. Poveștile erau transmise din generație în generație. Povești despre inundații bruște, cutremure devastatoare și alte calamități naturale. Despre sate înghițite de mare și comunități distruse de forțele naturii. Aceste legende, deși învăluite în timp, conțin probabil grăunțe de adevăr. Ele reflectă experiențele și observațiile strămoșilor noștri. Ele vorbesc despre o vreme când Marea Neagră a experimentat mânia tsunamiurilor, valuri uriașe care au lovit țărmurile cu o forță devastatoare. Un astfel de eveniment, consemnat de istoricii antici, a avut loc în anul 542 după Hristos. Un cutremur puternic a lovit în largul coastei a ceea ce este acum Turcia, provocând panică și distrugere. Trimițând un tsunami care a traversat Marea Neagră, valurile sale uriașe au călătorit rapid spre țărmuri. Valul s-a izbit de orașul Constantinopol, provocând pagube pe scară largă și pierderi de vieți omenești. Orașul a fost devastat de forța naturii. Deși înregistrările istorice sunt rare, aceste povești antice servesc drept o avertizare severă. Ele ne amintesc de fragilitatea noastră în fața naturii. Marea Neagră nu este străină de puterea destructivă a tsunamiurilor. Istoria sa este marcată de astfel de evenimente. Întrebarea nu este dacă se va întâmpla din nou, ci când. Natura are propriul său ritm și propriile sale legi. Astăzi, nu ne mai bazăm pe mituri și legende pentru a înțelege amenințarea tsunamiurilor. Oamenii de știință, folosind tehnologie avansată, ascultă șoaptele adâncurilor. Ei monitorizează mișcările scoarței terestre, căutând semne de potențial pericol. În România, Institutul Național pentru Fizica Pământului, sau INFP, joacă un rol crucial în acest efort global. Rețeaua lor de senzori, plasată strategic de-a lungul coastei Mării Negre, măsoară constant activitatea seismică. Acești senzori acționează ca sistemul nostru de avertizare timpurie, oferind timp prețios în cazul unui cutremur care ar putea declanșa un tsunami. Munca INFP nu se rezumă doar la colectarea de date. Este vorba despre înțelegerea proceselor complexe care au loc sub suprafața Pământului. Analizând modelele cutremurelor și mișcarea plăcilor tectonice, oamenii de știință pot începe să evalueze riscul unor viitoare tsunamiuri. În ultimii ani, INFP a înregistrat o serie de cutremure în regiunea Mării Negre, o zonă cunoscută pentru activitatea sa seismică. Deși majoritatea acestor tremurături au fost relativ mici, ele servesc drept memento că Pământul este în continuă mișcare. Potențialul pentru un cutremur mai mare, mai destructiv, este întotdeauna prezent, iar locuitorii din regiune trebuie să fie mereu pregătiți. Un eveniment anume, din 2016, a provocat îngrijorare în rândul oamenilor de știință. Acest cutremur a fost un semnal de alarmă pentru toți cei implicați în monitorizarea activității seismice. Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter a lovit în largul coastei României, declanșând un mic tsunami. Acest eveniment a fost resimțit de multe comunități de-a lungul coastei. Deși valul a provocat pagube minore, a servit drept o avertizare importantă pentru viitor. A demonstrat că și cutremurele aparent minore din Marea Neagră pot genera tsunamiuri. Acest incident a subliniat faptul că regiunea Mării Negre are un potențial seismic semnificativ, iar comunitățile trebuie să fie conștiente de riscurile asociate. Evenimentul din 2016 a evidențiat importanța muncii INFP.
fără eforturile lor continue, înțelegerea noastră asupra acestor fenomene ar fi mult mai limitată. Datele colectate de la senzorii lor i-au ajutat pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine caracteristicile tsunamiurilor din Marea Neagră și să îmbunătățească sistemele de avertizare timpurie. Aceste sisteme sunt esențiale pentru protejarea vieților și a proprietăților în fața dezastrelor naturale. Secțiunea 5. Furia oceanului dezlănțuită. Pentru a înțelege pericolul potențial al unui tsunami în Marea Neagră, este util să privim dincolo de țărmurile sale. Această mare, deși aparent calmă, ascunde forțe naturale care pot fi extrem de periculoase. Istoria este plină de exemple tragice ale puterii devastatoare a oceanului. De-a lungul secolelor, tsunamiurile au lovit fără avertisment, lăsând în urmă distrugere și suferință. În 2004, tsunamiul din Oceanul Indian, declanșat de un cutremur masiv, a devastat coastele din Asia de Sud-Est. Acest eveniment a fost unul dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria recentă. Valuri de până la 100 de picioare înălțime s-au prăbușit pe țărm, curmând viețile a peste 230.000 de oameni. Impactul a fost resimțit pe întreg globul, subliniind puterea necruțătoare a naturii. În 2011, cutremurul și tsunamiul din Tohoku au lovit Japonia, provocând distrugeri pe scară largă și declanșând un dezastru nuclear. Acest eveniment a schimbat pentru totdeauna peisajul și viața oamenilor din regiune. Imaginile acestor evenimente, diguri sparte, clădiri transformate în ruine, sunt o aducere aminte sumbră a naturii de neiertat a naturii. Ele ne reamintesc cât de vulnerabili suntem în fața forțelor naturale. Deși Marea Neagră poate să nu fie predispusă la cutremure la fel de puternice ca cele care au generat tsunamiurile din Oceanul Indian sau Tohoku, potențialul de devastare rămâne. Chiar și un cutremur moderat ar putea declanșa un tsunami periculos. Natura sa relativ închisă înseamnă că un tsunami generat în bazinul său ar putea avea un impact semnificativ asupra coastelor din jur. Comunitățile de pe malurile sale trebuie să fie pregătite pentru orice eventualitate, deoarece natura nu iartă. Secțiunea 6. Santinelele mării. Din fericire, nu suntem lipsiți de apărare împotriva amenințării tsunamiurilor. Tehnologia joacă un rol vital în capacitatea noastră de a detecta, monitoriza și avertiza populațiile aflate în pericol. Rețeaua de seismometre a INFP este doar o parte a unui efort global mai amplu de a proteja comunitățile de coastă. Geamandurile din largul oceanului, echipate cu senzori de presiune, pot detecta schimbările subtile ale presiunii apei, care indică trecerea unui tsunami. Aceste geamanduri transmit date în timp real către centrele de avertizare, oferind minute prețioase, chiar ore, pentru ca oamenii să se evacueze către un teren mai înalt. Tehnologia prin satelit joacă de asemenea un rol din ce în ce mai important în detectarea și monitorizarea tsunamiurilor. Sateliții pot detecta schimbări subtile ale înălțimii suprafeței oceanului, oferind o avertizare timpurie cu privire la valurile care se apropie. Secțiunea 7. Pregătirea pentru de neconceput. Deși tehnologia este o parte crucială a pregătirii pentru tsunami, este doar o piesă din puzzle. Conștientizarea publică și educația sunt la fel de importante. Comunitățile de coastă trebuie să înțeleagă riscurile tsunamiurilor și să știe cum să reacționeze în caz de urgență. Autoritățile locale joacă un rol vital în acest efort. Acestea trebuie să dezvolte și să implementeze planuri de evacuare eficiente, asigurându-se că oamenii știu unde să meargă și ce să facă atunci când este emisă o avertizare de tsunami. Școlile, întreprinderile și organizațiile comunitare pot juca toate un rol în creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de tsunami. Prin efectuarea de exerciții, distribuirea de materiale educative și implicarea în campanii de conștientizare publică, putem crea o cultură a pregătirii. Secțiunea 8. Cunoașterea înseamnă putere. În fața dezastrelor naturale, cunoașterea înseamnă putere. Cu cât înțelegem mai multe despre tsunami, cu atât vom fi mai bine echipați pentru a ne proteja pe noi înșine și comunitățile noastre. Învățarea despre știința din spatele tsunamiurilor, despre modul în care sunt generate și despre modul în care se comportă,
poate ajuta la risipirea miturilor și a concepțiilor greșite. Înțelegerea semnelor de avertizare, cum ar fi o retragere rapidă a mării, poate salva vieți. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în pregătirea pentru tsunami. Rămânând informați, fiind conștienți de împrejurimile noastre și știind cum să reacționăm în caz de urgență, putem reduce riscurile reprezentate de aceste evenimente puternice. Secțiunea 9. Un viitor mai sigur. Marea Neagră, cu adâncurile sale ascunse și natura imprevizibilă, ne amintește că trăim într-o lume modelată de forțe puternice. Dar ne amintește de asemenea de rezistența spiritului uman, de capacitatea noastră de a ne adapta, de a învăța și de a ne proteja unii pe alții. Adoptând știința, investind în tehnologie și promovând o cultură a pregătirii, putem crea un viitor mai sigur pentru noi și pentru generațiile viitoare. Valurile pot veni, dar cu cunoaștere și conștientizare putem face